Emi, aș vrea să vorbesc puțin cu tine asupra muzicii rock. Știi, ziceam că muzica rock nu se ascultă niciodată. Știi? Totuși, uneori ajung să ascult. Nu știu, lumea e prea nenorocită. Și mă gândeam la un lucru. Dacă cumva, e adevărat, lumea a decăzut mult. Acum, la școală nu se știe ce mai învață și asta de un secol. Mai de mult se studia greacă, o grămadă de chestii, dacă vrei să termini o școală. Și trebuia să citești Odiseea, trebuie de asta, Iliada, în original. Chiar eu am cumpărat odată, știi? Era prea veche să poată citi. Ce o să spun? Dar la lumea, în felul în care a ajuns lumea azi, tot felul de hopări, repări, reggeri, o bună bucată din cultura rock îi de preferat, știi, sunt adevărați intelectuali, care ascultă Pink Floyd, Metallica, Led Zeppelin, Deep Purple, mai știu eu ce ascultă fiecare. Judas Priest cu Painkiller și trebuie să... Efectiv, te ajută, știi? Și... Nu, asta vreau să zic. Da, e adevărat că... Părerea mea e că nu e ceva extraordinar de ascultat. Dar sunt unele cântece. Poi Phoenix, interesant, Rolling Stones. Dar probabil că este o opțiune personală, știi? Muzica clasică, prefer eu. Mai mult nu știu ce să zic. Iar s-a ajuns, știi, la muzică contemporană. Chiar azi visam că ascultam The Gathering. Dar cea interesant. Dar sunt unele formații, aș vrea să le ascult și efectiv se face rău. Dacă le asculți, că te apuca mocul după mai un timp. Cum e Theater of Tragedy, știi? Ai chiar ceva frumos. Dar degeaba cântuia frumos că faci ăla ca berbecele pe acolo. Înțelegi? Nu poți să asculți. Și aici eu nu cred că Theater of Tragedy e right. Pentru că ei zic, domnule, vezi că am niște nevoi, am niște nu știu ce, fantezii. Sper să nu greșesc, dar vreau să zic că tot Dumnezeu le-a pus și pe alea în om. Acea reacție când Dumnezeu vede că toate sunt foarte bune, nu? Să-ți mai arăt o carte și te las, bosule. Bosu. Uite aici. Îți recomand să citești această carte. Este de tipul ăsta. Ăsta este un scriitor și profesor. A scris doar romanul ăsta și merită a fi citit. Ovidiu Verdeș. Și-a apărut la Univers. Ăsta e profesor mare, știi? Aici. Prinsul. No, bine. Hai să duc cartea la loc.
Uite, poate te-ar interesa să citești cartea asta. Eu n-am citit-o pe asta. Știi că e aia Racine, Boileau, Sur La Fontaine, Corneille, știi? De ce avem aici? Da. Uite. Aici, proza fantastică. Hai să vedem ce avem aici. Sau nu știu câți trandafiri, după aia mai știu ce. Bun, de asta, din 2005, când noi eram în mare pieteșug toți la biserică, se făcea revelion pe atunci, din iarnă, fiaba. Cum a trecut timpul, băienii, bă, sărace. Bă, sărace, bă. Cum a trecut timpul, băienii, sărace. Mai batore, mai. Adică eu îți bat, nu? Dacă nu vrei să fii. Tu ești feleg. Asta a fost al mama cartea. Nu cred că a fost al mama. Asta a apărut când te-ai născut tu, sărace. Asta este o carte bună. Asta cred că eu am cumpărat-o. La Deva, 96. Mai mult ce să zic, mă, copilă. Oricum, muzica rock, ca să zicem așa, este agentul a numeroase dezastre din lume. Mult prea mult. Mai. Dar, cum ți-am zis, pentru militari, până la un punct, Metallica poate asculta un album și așa se pună pe gânduri, știi? Vrea să vadă ce găsesc ei mai departe. Știi? Măi, Amy, măi. Măi, Moco. Moco.